studio. Pentru domnișoara noastră! Pentru nașa mare, pentru mireasă! Și așa ce spune? Floricele de pe vale, adunați-vă petale, să vă strâng într-o cunună, așa ca să mi le pună. Vă-ți lașă pina frumoasă, că de azi pleacă din casă. Pune-i lașă folgroda, că de azi și fina frumoasă, că de azi pleacă din casă. Pune-i lașă folgroda, că de azi s-a măritat. Hai să auzi și la gălăcie pentru domnișoara de valoare. Să fie specială. Hai de bine.
Atenție! De la soacra mică, pentru fata ei, pentru mireasă, pentru Ramona, de la soacra mică, să trăiască! Hai, băieții, bine, bine! Major. 10 note, da. Puțin mai încet. Ha! Bine, bine, bă! Thank you.
vorbe frumoase pentru ginerică, pentru sonire internațională, mă! Să-i dea Dumnezeu fericire! Să
dea Dumnezeu sănătate. Asta-i floare de măraș, e cumpărată de nași. Cine este viața noastră, nașo mare, forța noastră. Trască cu mâna tu de mână. Și nașu mare două vorbe, pentru nășicul nostru, forța noastră, haveți! Iau ce spune nașu mare! Cine din partea lui Nașu Mare, un milion de la Nașu Mare, să-i dea Dumnezeu fericire. Și de la mine se dea tot pentru Nașu Mare, valoarea noastră Nașu Mare, să-i dea Dumnezeu sănătate. N-a fost vorba de novene, n-a fost vorba de novene, eu m-am pus nas cu plăcere. Din partea lui Cineric, eu pentru Nașul lui și pentru Nașa lui, pentru mireasa, pentru toată lumea prezentă. Mă mândresc cu fiii mei și mi-e mare drag de ei, că v-am fiii valoros, cine-i Doamne sănătoși, recunoaște și gardeală e sorin. Tărnați-i gândându-i fără nașu mare, fără număr în continuare, pentru Ginerică, pentru Mireasa, pentru toată lumea prezentă. Mă mântresc cu finii mei și mie mare drag pe ei. Să trăiască nașii mari, mirii și toată lumea prezentă. Să vă dea Dumnezeu fericire și noroc. Să faci o horă frumoasă.
Thank you.
le-l avem pe silențios. Hai, Dane, l-ai găsit? Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecinilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Domnului, pentru pacea de sus și pentru mântuirea tuturor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și Andru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru robii lui Dumnezeu, Sorin și Ramona, Nicolița, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să ne se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie păziți ei în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeu nostru să le dorească lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și bunurea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitorii făgăduinței tale, însuți, Doamne, binecuvintează pe cei aceștia, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună, pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se locotește robului Dumnezeu, Sorin, rog Dumnezeu la mâna Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se locotește Dumnezeu, Sorin, rog Dumnezeu la mâna Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește, Domnul Dumnezeu, Sorin. Vreau
Dumnezeu, Ramona Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Te înlăbuțești la Dumnezeu, Ramona Nicolița, Dumnezeu Sorin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește, roagă Dumnezeu, Ramona Nicolița, Dumnezeu Sorin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește, roagă Dumnezeu, Ramona Nicolița, Dumnezeu Sorin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea, pentru n-am prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și altul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu Sorin și Ramona Nicolița, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să ne dea lor bună înțelegere în viață cumpătată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne se dorească lor un bun și purtare fără prihană, pentru ca să ne împlinească lor și nouă toate cerurile către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, să-o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să-o dă. Toate slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul noi să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ziditor la toată cultura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam în femeie și ei binecuvântate ei și ai zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avraam și ai deschis pântecele sale și le-ai făcut tata a multor neamuri. Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecă și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Rahela și din Iarta 12 patriarhi, ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prun pe Efrem și pe Manase,
care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și l-ai dat lui pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și ai născut spre mântuirea neamului. Însu, Stăpâne prea Sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează și nunta aceasta. Și dă robilor tăi aceștia, Sorin și Ramona Nicolița, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea uneia către într-o legătura păcii, dar de prunci semiție cu viață îndelungată, cu luna cele vestejită a mărimii, învrednicește-i aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unt, de lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Că Dumnezeu milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și preacurate și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii și chin veristorul cel bun acel de trebuință vieții. Însu, Stăpâne, cel din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i face lumea ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, i-ai zidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se vor uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, trimite Duhul Tău cel Ceresc peste robii Tăi acestea Sorin și roaba Ta aceasta Ramona Nicolița și dă roabei Tale acesteia să se plece întru toate bărbatului său și robul Tău acestuia să fie cap femeie, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i, vedem și Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează-i, vedem și Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântă cele chitului. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții tăi tineri, trimițindu-le lor rouă din cer. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici trimițindu-le lor cu nume din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi aceștia. Claudiu și Pavel, nașii și nuntașii care s-au adus la săvârșirea aceasta sfântă taină. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robul tău acesta, Sorin și Ramona Nicolița, și binecuvintează pe deși. Dă-le lor roadă publice, lui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca cerii Libanului, ca o pe o vie odrăzuită. Dă-le lor roadă pământului ca Tatăl în destulare având să sporească să tot fapta bună și bineplăcuție. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor pentru că așa a plăcut slavei Tale, să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău Lăcaș și unește pe robii Tăi aceștia, Sorin și Ramona Nicolița. Pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruindu-le roadă pântecului, dobândire de prunci bun. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția
și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se pun onorul Dumnezeu Sorin, Dumnezeu Ramona Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se pun onorul Dumnezeu Sorin, Dumnezeu Ramona Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se pun onorul Dumnezeu Sorin, Dumnezeu Ramona Nicolița, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-L cunoaștem ca în Galilei,
nu mai au vin, iar Iisus iarăși spus, cine privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu, mama s-a zis și în care slujeam, faceți orice vă spune. Și eram acolo 6 vase de piatră, puse pentru curăția ideilor, care nu au de 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți nunului. Și ei i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse în vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorul care scosese apa știa, a chemat unul pe mine și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețe spune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava sa. Și-au crezut întrânsul ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Și iubitor de oameni, Dumnezeule ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezem a te chema pe tine, Dumnezeu cel ceresc, Tatăl și a zice, e mai greu, e mai greu. Sfințească-se numele Tău, mie împărăția ta, a fost să Pământul cel așa și pâinea noastră cea din toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă-mă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Bravo! A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. E ca noi să ne înveți Tatăl nostru. Da, e când vă te vor. Lasă că nu veți înțeleg. Pe rând îți zice așa să ne împărți. Ne luăm de mânețe, să ocolim masa. O să dăm mână? Da, cum ar fi pe nașul, în mână și te mireasă. Ocolim după Dan, eu o să rămân aici. Voi când aveți aici, o să se rătăm Sfântele Evanghelie și terminăm cu prostiile, că nu are nicio legătură. Da, liniște. Și ăștia sunt prostii, nu e nimic atât. Când ajunge domnișoara. Deci, în legătură cu Tatăl pe... Ascultați, ascultați. În legătură cu Tatăl Duhul Cel. Cât s-ar da aici, bărbat, de... Tot felul. Așa că... Mergeți după ta. Iisus Isaia mântuiește fecioara mântuiește. Lasă, 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 lasă,
Ca să te piață, toate că sunteți mai în vârstă, așa, dar
Dumnezeu va rândui cel puțin să fiți în fața lui Dumnezeu. Da. Să știți că... Da, să știți că căsătoria religioasă are însemnătate deosebită. Ea nu este doar un simplu act, ea nu este doar o simplă formalitate. Cum mergem la primărie de asemenea, semnăm frumos un act, se poate desface mâine la prima oră la un notar. Corect. Ați auzit că rugăciunile pe care noi le-am spus aici, spune așa, ce a unit Dumnezeu, omul nu desparte. Nu are capacitatea aceasta. Așa că obligația este de asemenea la ambii soți. Apropo de chestiunea că dacă faci pe soție, rămâne sub talpa lui și tu ești meu. Într-o căsătorie, familie, nimeni nu este șef. Să nu credeți vreodată că cineva este șef. Trebuie să fie de comun acord, atât bărbatul cât și femeia. Bărbatul trebuie să înțeleagă că și femeia are cuvânt de spus și ea are idei bune și că nu deține adevărul absolut. Trebuie să existe un respect reciproc. Nașii care atunci aveți aici sunt și părinți spirituali. De aceea eu, când v-am spus de a-ți îngenunchea și am coborât de pe capetele voastre Sfintele Cununii, să sărutați dreapta lor. Pentru că ei suplinesc părinții naturali. Ei de astăzi nu mai sunt doar prietenii claudii, prietenul tău. Prietenul din copilărie și poate îi mai dau și o jurătură și asta. Nu! De astăzi, el este nașul tău. Ți-a purtat lumânarea și a fost martor în fața lui Hristos pentru dragostea voastră. Și nașa de asemenea. Așa că, o să le zic la grătare. Nu jignești la care, așa e mai târziu la un grătare. E melodia aia pe care tu o știi, la mare, da, dar o lăsăm pentru că cred că de asta Dumnezeu nu știu mintea, căsătorindu-l. Da, dar am și pierdut-o, la mulți ani. Să fii sănătoși, să fii sănătoși, să aveți viață frumoasă și să vă fie Dumnezeu alături de nași și de toată pleiada Domnului care se țeie. Nașii de bucurii și fericii, nașii să fii sănătoase. Thank you.
Thank you.